Popescu să fie repus în funcția dumnealui și copilul meu să zacă cine știe pe unde, când în seara respectivă nu a fost în stare. Nu a fost în stare să găsească copilul, să o salveze. Acum era Alexandra, era lângă noi. Deci nu am cuvinte, tremur de nervi, de... Asta înseamnă să fii un părinte neajutorat, să nu te ajute nimeni în țara asta, în țara, cum să zic, în România, că nu-mi găsesc cuvintele, România normală pe care am votat-o. Mulțumim, România noastră, asta e România noastră normală. Vă mulțumesc din suflet tuturor românilor care sunteți alături de noi și celor din străinătate și trag un semnal de alarmă. Aveți grijă de copiii voștri, ai dumneavoastră, ai... pentru că asta e România noastră, încurajează infractorii să-și facă de cap și, cum să zic...